Știrile sportive vă sunt prezentate de Centrul Medical Valeriana Târgoviște. Moment în care este contestat din toate părțile, Ion Crăciunescu culege și apreciere atunci când le merită. Ele vin din partea lui Ionel Pitaru, care consideră că cei de la Chindia nu ar fi ajuns pe primul loc și fără contribuția președintului Crăciunescu, mult mai deschis în ultima perioadă în relația cu presa independentă. Să zice că cel mai deștept cedează, se pare că Crăciunescu a intrat pe linie în care și-a dat și el seama că Târgoviște e un oraș dificil, Târgoviște e un oraș și cunoscători de fotbal, cu oameni care au jucat fotbal, cu oameni cunoscători, cu pasionați chiar de fotbal, și nu poți să te comporți așa ca în grada proprie. Și de câștigat are și el, și echipa în primul rând, pentru că are această deschidere, bravo lui! Din partea mea are toată susținerea. Da, a făcut și greșeli, pentru că orice om face și greșeli. Problema este că dacă se face o adunare, greșelile să fie mai puține decât lucrurile bune. Se pare că a făcut, nu se pare, cert este că a făcut și lucruri bune. Echipa este pe primul loc și cu șanse mici de a mai fi detronată. Deci, e și meritul lui acolo, e și meritul la toată lumea care a fost pe lângă echipă. Acum în Liga a 4-a la Flacăra Mureni, Marius Zidăroiu nu a refuzat o ofertă venită din partea Chindiei. Plecat de la FCM Târgoviște, Zidăroiu a avut o perioadă de senzație ca junior, fiind golgheterul echipei în Liga a 2-a la din 17 ani din postura de fundaș dreapta. Marius, Chindia Târgoviște nu te-ar tenta? Ba da, m-ar tenta, dar nu știu, eu am avut un eșec vara trecută și nu aș vrea să mai mă duc la echipă cu actele în mână, zic că am venit, sunt jucător liber și aveți nevoie, nu aveți nevoie. Nu. Dacă e nevoie și cineva mă contactează, cu cea mai mare plăcere. Cum ai simțit Chindia Târgoviște? Cum ai simțit-o în teren? Ai jucat contra ei. Cum vezi această echipă? Mie îmi place această echipă, dar în teren îmi doream foarte mult să câștig și poate și asta m-a făcut să iau o decizie să termin orice cu clubul la care am evoluat până acum. Întrebat despre mult contestata fuziune dintre CSM Târgoviște și CSR Cari, Emil Tudor a cerut să abordăm subiectul după încheierea campionatului. Președintele Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița nu vrea să lase loc de suspiciuni și de interpretări tocmai în aceste momente grele. Sincer, fuziunea dintre CSM Târgoviște și CSR Cari a fost realizată? Lucrurile astea încă nu se pot discuta decât după încheierea campionatului. Pentru că mai sunt echipe care sunt în joc și pe urmă încep ca să se vorbească pe la colțuri între ghilimele. Incidentele în cascadă care se petrec în fotbalul dâmbovițean le provoacă o stare de disconfort până și conducătorilor locali. Atât Emil Tudor cât și Ion Coman sunt de acord că măsurile trebuie înăsprite pentru cei care fac greșeli intenționate. Sunt multe incidente, e final de campionat, noi am mai fost confruntați cu asemenea situații, sperăm să ajungem cu bine la sfârșitul campionatului, să influențăm cât mai puțin rezultatele, capii de serie și la retrogradare. Noi asta intenționăm. În ce măsură reușim sau nu, vedem la sfârșitul campionatului. Este regretabil că s-a întâmplat asemenea lucruri. Mai greșesc și arbitrii. Eu am spus totdeauna că și arbitrii greșesc, că nu poate un arbitru să nu greșească într-un joc, depinde cât de gravă e greșeala, dar sunt și oameni încălziți pe marginea terenului și care sunt porniți de minutul 1 contra arbitrii. Pot să spun că la ultimul incident care s-a petrecut la Ghebaia, dintre Viitorul Ghebaia și Gemi Finta, Comisia de Competiție și Disciplină a fost foarte fermă, deci a suspendat echipa fără să joace deloc, două etape suspendare din organizare proprie, iar jucătorii au luat câte 12 etape, cei trei jucători care au fost implicați în incident.
Echipa de junior CEA Chindei Târgoviște a reușit o calificare dramatică la turneul zonal după o luptă dură cu CSM Moreni. Diferența a fost făcută la golaveraj după ce în meciurile directe egalitatea a fost perfectă. Vreau să felicit întreaga echipă și pe colegul meu Mihai Tătăranu, pentru că este meritul amândurora pentru această calificare. El s-a ocupat mai mult de partea tehnico-tactică în ultima perioadă, eu m-am ocupat mai mult de partea organizatorică, dar ne bucurăm că am ajuns acolo și pentru unii dintre ei este chiar la prima calificare la un turneu. La un turneu zonal. Au fost meciuri directe, dar golaverajul v-a ajutat. Da, am câștigat și noi acasă cu 1-0, am pierdut la ei cu 1-0, dar golaverajul a fost superior nouă și astfel am putut să mergem la faza zonală. Atleta Clubului Sportiv Târgoviște Sorina Bobeică a obținut baremul pentru participarea la Campionatul Mondial de Junioare 2. Alte două sportive ale clubului s-au calificat la Campionatele Europene și Balcanice de Atletism Montan, după cum ne-a informat Desdemona Banu. La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat la București pe Iolanda Balaș Grand Prix-ul de Junior 2, unde Dănăilă Bobeică Sorina a obținut calificarea pentru Campionatele Mondiale de Junior 2, care se vor desfășura în Franța, la Lille, în perioada 6-10 iunie. Este primul sportiv al clubului calificat la un concurs de top? Nu, mai avem două sportive, Moroiță Adelina și Zamfir Monica, care au participat la campionatul de alergare montană, unde s-au calificat pentru Balcaniadă și campionatele europene din Turcia. Ce ar puteți spune despre George Preda? George Preda este campion național la campionatele universitare și săptămâna aceasta, la sfârșit, se desfășoară Grand Prix-ul de senior, tinere și junior 1, unde încearcă să-și facă baremul pentru Olimpiadă. Premieră pentru echipa de handbal feminin CSU Târgoviște, care a obținut primul punct în deplasare din scurta istoria a clubului, 24-24 la Spartak București. Destul de bine s-au descurcat și băieții, care au cedat la mare luptă în deplasarea de la Călăraș. Primul egal, primul punct obținut cu fetele în deplasare. Într-adevăr, premieră. Am condus un gol la pauză, deci în deplasare, după care s-a terminat egal. Am avut atac, mai erau 20 de secunde, am avut atac și o forțare din partea unei jucătoare noastre a lipsit ca să nu câștigăm acest joc. Mi-aș fi dorit mult să câștigăm în deplasare, probabil că ne-ar fi ridicat în clasament o poziție, dar echipa este în creștere și din discuțiile care le-am avut ieri cu reprezentanții ai federației, remarcau plăcut că totuși echipele noastre au început să crească în valoare, dar puțin cam târziu. La băieții, înfrângere la 5 goluri la Călăraș. Da, a fost înfrângere 30-25. La pauză au fost 10 goluri pentru echipa din Călăraș. Un joc mai dur, care a fost permis și de arbitraj, după care repriza a doua, timp de 21 de minute, noi am marcat 14 goluri, consecutiv 14 goluri, și echipa din Călăraș 5 goluri. Pe final, arbitrii au intervenit și echipa a câștigat. Nu există etapă la nivel de fotbal județean fără să apară și probleme. Ultimele s-au consumat marți la Colibaș, acolo unde arbitrul Ștefan Marinescu a fost cuipat de un suporter local, iar asistentul Viorel Danciu îmbrâncit și lovit cu pumnul. De teamă, ultimul a apelat telefonic serviciul de urgență 112 la fața locului, deplasându-se o echipă de intervenție. Știrile sportive au fost prezentate de Centrul Medical Valeriana Târgoviște.